Voiam să discutăm și despre gafele, dacă le pot numi așa, anumitor miniștri din guvernul Câțu. Mă refer aici la nepurtarea măștii de protecție. Am văzut ieri cazul lui Dan Barna, președintele USR, care a fost fotografiat la o masă cu mai multe persoane, chiar 7 din câte am numărat noi. Da, numai lui au ieșit 5. Da, nu purtau mască și nu respectau, da, știm că limita acum este de maxim 6 persoane. Ce semnal dau acești lideri politici românilor, celor care poate și-au luat amenzi pentru treaba asta? Nu, și-au luat mulți amenzi pentru treaba asta. S-au închis cârciun pentru treaba asta. Gândește-te la un lucru. Cei mai acerbi susținători ai măsurilor restrictive sunt ăștia de la USR+. Ei sunt cei mai scelerați pe zona asta. Și în interval de 2 săptămâni. Ministrul Sănătății apare fără mască în Parlamentul României și oferă... Ministrul Sănătății, repet, nu Ministrul Muncii, nu Ministrul Sportului, Ministrul Sănătății. Bine, ăla care semnează, ăla care semnează HG-uri dedicate sănătății și care sunt de regulă cu restricții, că nu sunt cu relaxări, da? Deci ăla apare în Parlament fără mască. După care... apare profetul Barna fără mască, care cu 2 zile înainte, cu fotograful după el, s-a dus cu nevastă sa în vârf de munte, el în pantofi de stradă și de costum, și s-a pozat cu nevastă, s-a distanțat social, ținându-se de mână cu măștile în vârful muntele, de la Umflarâsul până și pe Emanuel Ungureanu, de la ei. Vorba lui zice, bă, da, ne suntem cu Dibla în vârful muntelui, ne punem mască și ne distanțăm. Da, apare Barna fără mască, după ce ne îndemna să o purtăm. După care... apare și nătărăul ăla mic de Bulai, care țipa la deputatul Ghiță de la PSD, luptătorul de Cheiuan, că n-are mască, timp în care el era fără mască și făcea poze și vorbea la telefon în Parlamentul României. Păi evident că niște cetățeni de genul ăsta decredibilizează orice demers. Și presupunând că tu ai crede în chestia asta. Și spui, bă, nene, dacă ea nu o poartă. Înseamnă eu de ce s-o port? Înseamnă că nu e așa de rău, nu? Sau așa, da. Și chestia asta se înscrie, dacă vrei, în tembelismul ăla al sărbătoririi zilei lui Ludovic Orban în timpul stării de urgență în biroul lui și mă împucă un nătărău să facă poze și să le dea în presă. Da? În momentul ăla în care tu ții, în care nu puteai să ieși nici la pâine fără declarație, da? Era stare de urgență. Nu puteai decât să te duci la slujbă, la aprovizionare cu medicamente, cu bunuri de strictă necesitate și tot după, pe semnătură. Cu declarația de mână. Bang! Țigărele, beutură, n-aveau unul, zăceau măștile pe acolo, pe masă, aruncate așa la mișto. Mai au niște pufuleți. Mă, și mai aveau pe acolo oamenii. O sticlă de whisky pe dulap, că eu sunt atent la detalii. Adică, atmosfera de-asta de bodegă ieftină. Și era în perioada în care urlau la ei, mai stați în casă o lună, că după aia o să fie bine. Și timpul în care stați în casă, cât mai puțin, că a venit poza cu aia mulți. Țigări, băutură, fără măști.